momentul în care s-a terminat investiția, dar am zis că în acest caz o chestie poate mai puțin. Stimați invitați, domnule primar, dragi colegi ai centrelor de informare turistică din județul Sălaj, colaboratori, parteneri, împreună cu colega mea, Lavinia Berar, vă adresăm un bun venit la inaugurarea Centrului de Promovare și Informare Turistică din Șimleu, Silvaniei. Scopul acestei întâlniri este acela de a petrece o seară deosebită în compania muzicii și a prietenilor, de a deschide noi oportunități de colaborare și de a ne prezenta unii altora proiecte de viitor. De aceea ne-am gândit să schimbăm registrul întâlnirilor oficiale și vă propun să ne simțim aici cu toții ca membri unei mari familii unite. Doar prin colaborare și unitate vom putea reuși să atingem țelurile și doar prin cooperare și dialog vom putea să ne ducem proiectele spre realizare. Centrul de informare turistică din Șimleu Silvaniei își propune câteva obiective principale pentru viitorul apropiat. Știm bine că unul dintre proiectele de suflet, atât al nostru, cât și al domnului primar, este renovarea și restaurarea complexului cetății Batorii. În acest sens, ne-am gândit ca în primăvara acestui an să inițiem o activitate comunitară prin implicarea tuturor cetățenilor orașului în curățarea, amenajarea și păstrarea parcului cetății Batorii, pe care sperăm să o redeschidem din luna aprilie. O a doua propunere este aceea de a delimita și marca un traseu de trekking istoric și de relaxare pe Măgura, acolo unde se află importante vestigii istorice pentru promovarea tradițiilor, dar și a istoriei acestui oraș. Dintre parteneriatele pe care deja le-am inițiat, se numără semnarea unui acord de promovare a atracțiilor din zona Șimleului cu Patronatul Român al Oamenilor din Televiziune, a cărui președinte, în persoana domnului Traian Popescu, a fost plăcut surprins de această zonă și de ospitalitatea oamenilor, dar și de produsele tradiționale pe care le-a degustat. Ideea a fost una deosebită și n-am ezitat să vedem în ea o altă modalitate de a face turism și promovare cu surse independente. Înainte să-l invit pe domnul primar Septimiu Țurca să oficializăm pagina de Facebook a Centrului de Informare, dați-mi voie să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit ca acest eveniment să fie unul deosebit. Și aș menționa Cabana Brădet, doamne administrator Florica Varga, Potcolia Silvania, domnului proprietar Florin Drăgan, Siciliana Șimleu, doamne Ioana Cordiș, Studioul Joi la 5, domnilor Paul Pastor și Vlad Regan, Tipografia Diandra, Șimleu Silvaniei, domnului Doru Pușcaș, Caselin, domnului Șranco Caroi, Laborator de cofetărie Pușcaș Alice, Crama Carastelec, doamnei Edith. Mulțumiri se îndreaptă și către coordonatorii proiectului CNIPT, colegii de la FIDA Solution, Baia Mare, Rovena Zalău, Eurotrans Universal, colegilor deosebiți din Primăria Șimleu Silvaniei și, de asemenea, aș dori să mulțumesc managerului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, domnișoara Laura Chiliră, reprezentanților mass media și vouă tuturor celor care astăzi ați fost prezent în această zi specială de Dragobete. În această zi simbol al dragostei, am plăcerea de a-l invita alături de mine pe domnul primar Septimiu Țurcaș pentru a lansa împreună pagina oficială de Facebook a Centrului de Informare și de a ne spune câteva cuvinte. Această pagină pe care o puteți vedea în spatele nostru este, de acum începând, pagina oficială a Centrului de Informare Turistică din Șimleu Silvaniei, o pagină în care veți regăsi, încă de pe acum, poze ale orașului Șimleu mai vechi, dar și poze noi, filmări, videoclipuri și materiale interesante pe care o parte dintre colaboratorii noștri au transmis câteva filme. Și este într-adevăr extrem de important ca prin astfel de metode, într-un secol aflat în viteză, să stăm conectați prin
intermediul unor astfel de surse media și nu numai. În continuare, o rog pe colega mea, Lavinia Berar, să ne prezinte o altă sursă importantă de informare pentru noi. Este vorba de pagina oficială, pagina de web oficială a Centrului de Informare Turistică, pe care împreună cu cei colegii de la Baia Mare, de la FIDA Solution, am reușit să o aducem astăzi în fața dumneavoastră. Colega mea, Lavinia Berar. În următoarele momente, vă voi prezenta pe scurt pagina noastră de web, unde informațiile sunt foarte ușor de accesat. Adresa site-ului este cnipt.ro. Iar aici veți putea găsi. În partea stângă începem cu meniul acasă, unde putem găsi obiectivele principale ale Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Șimleu, Țelvani. La următorul meniu, la meniul despre, se găsesc informații generale despre orașul Șimleu, Țelvani. Istorie, geografie. Pe harta interactivă, turul viitor ne arată harta orașului Șimleu și zonele limitrofe. La meniul obiective turistice se vor putea găsi elemente de a petrece timpul liber și spațiile locative. Și pentru dumneavoastră am pregătit foarte multe informații pe care le veți găsi pe această pagină. Într-adevăr, ceea ce spunea domnul primar e mai ușor cu un click și cred că cu un click de mouse de pe birou. Avem foarte multe device-uri noi, ca să le... Îl invit alături de mine, așa cum spuneam, pe cel care a fost și este în continuare persoana cea mai potrivită de a ne spune câteva cuvinte despre acest centru de informare pe care noi astăzi îl inaugurăm. Și este persoana care pune suflet în tot ceea ce înseamnă nu doar Centrul de Informare din Șimleu-Silvaniei, dar și celelalte activități, proiecte care se dezvoltă în comunitatea șimleoană începând din anul 2004, dacă nu mă înșel. Vă rog. Bună, domnișoarelor și domnilor, doamnelor, bună ziua, domnilor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ați ales ca în acest moment să fiți alături de noi. Este un moment important. Este momentul în care o mică parte din proiectul pe care l-am gândit începând cu anul 2006 s-a implementat. La începutul anului 2006 am gândit un proiect în care această clădire, clădirea de lângă poliție și evident tot ansamblul cetății orașului, cetății Batorii, să fie pusă în valoare. Lucrurile nu s-au derulat așa cum ne-am dorit în timp, având în vedere faptul că inițial, și aș vrea să vă spun câteva cuvinte pentru că se povestește mult pe subiectul acesta și se cunoaște foarte puțin. În momentul în care am început lucrările pentru reabilitarea acestui complex, sursele de finanțare pe POR erau închise. Șansa noastră a fost și era să se întâmple ca în momentul în care un proiect pică, respectiv scos de la finanțare, să intrăm noi, proiectul nostru al cetății. S-a întâmplat prima fază, dar a doua nu s-a întâmplat, respectiv un proiect mare din Cluj a fost scos de pe lista de finanțare, dar noi n-am reușit să ne facem în timp treaba. În sensul în care am negociat cu doamna Marcu de la Brașov, care făcea descărcarea arheologică în interiorul cetății, ca o anumită parte din cetate să fie descărcată, astfel încât noi să putem avea startul de pornire a proiectului. De lucrurile care s-au găsit în interiorul cetății, au făcut-o ca acei 10 metri pătrați să fie 15, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 500 și toată incinta cetății. Din acest motiv au dispărut și unii copaci, după care mulți șimleoani, mă rog, își amintesc multe clipe frumoase din viața lor.
nu puteam să pornim acest proiect decât făcând toți acești pași. Primăria a suportat toate costurile legate de descărcarea geologică, care nu au fost mici, în jur de 4 miliarde și ceva, și tot ceea ce s-a întâmplat în timp, respectiv de la momentul în care am pornit-o și până la momentul în care noi sperăm că va fi și un final, o să-l puteți vedea, poate că nu acum, că e prea multă lume, dar aici este deschis, o să puteți să vedeți în imaginile care sunt pe aceste prezentări de pe pereți. Cu, evident, cu informațiile scrise. În concluzie, proiectul cetății s-a finalizat în anul 2009, când axele de finanțare erau închise. Și a trebuit să așteptăm finanțarea 2014-2020, finanțare care încă n-a început. Pentru că, din păcate, așa cum suntem noi obișnuiți, noi întotdeauna știm să pierdem câte 2 ani. Atâta timp cât acest interval de finanțare 2014-2020, încă în 2016, nu este pornit, este o problemă. Bun, trecând peste acest subiect, am avut posibilitatea ca parte din acest proiect al cetății să-l finanțăm printr-un alt proiect al Ministerului Dezvoltării, respectiv centrele de informare turistică. Și sunt multe centre de informare turistică, din punctul meu de vedere, cu sau fără rost. Adică, sigur, fiecare primărie a încercat să-și facă un centru de informare turistică în ideea în care, probabil, în timp, îl vor transforma într-o clădire utilă, administrației respective, dar pentru un oraș și pentru orașul Șimleu, că suntem aici, cu siguranță acest centru este foarte important, pentru că Șimleu-Silvania are o istorie bogată. În Șimleu-Silvania au trăit personalități importante, în Șimleu-Silvania s-au dezvoltat multe culturi a multor popoare și cred că este foarte util să ne cunoaștem istoria și să o și promovăm în același timp. A fost finanțat acest proiect, lucrurile s-au derulat extrem de greu. Eu vreau să-mi cer scuze pentru că eu știu foarte bine că sunt un om deosebit de dificil și oamenii care au lucrat aici cunosc foarte bine la ce mă refer, cam ce au îndurat cu mine în această perioadă până la sfârșitul anului trecut. Și eu chiar îmi cer scuze de la toți și de la prietenii de la Baia Mare, de la constructori, de la toată lumea, de la cei care au făcut proiectul. M-am certat cu toți de foarte multe ori, pentru că eu consider că sunt un perfecționist și am vrut ca lucrurile să iasă bine și, până la urmă, important este că au ieșit bine. Și dacă ați văzut înainte o hartă, v-am spus pentru simplu motiv că a accesat colega pe un dispozitiv din asta neconectat. Harta este foarte, foarte bine făcută și o să puteți să vedeți acolo taburi în care puteți să căutați zone de odihnă, zone de recreere și așa mai departe. Este important să dezvoltăm și turismul în orașul Șimleu și turismul în zona noastră, pentru că sunt lucruri frumoase care se pot vizita și sperăm că vor fi mult mai frumoase în timp, așa cum la Băile Boghiș a început să arate puțin altfel, sper că multe alte locuri vor începe în timp să arate puțin altfel. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc în mod deosebit tuturor acelora care ați făcut ca acest proiect să fie finalizat. În același timp vreau să vin spre șimleanii noștri și spre toți cei care au legătură și au sufletul în acest oraș, să-i chem la o colaborare. S-ar putea ca unele lucruri pe care le-am gândit noi, pe care le-am pus în informațiile la care aveți acces în limba română, maghiară, engleză, germană și cred că poloneză, s-ar putea să fie unele lucruri care sunt incomplete sau poate nu prezentate așa cum ar putea să știe unul care ar putea să recunoască mai bine decât noi. Deci tot ceea ce avem aici este interactiv și oricare dintre dumneavoastră nu puteți decât să ne ajutați cu informații suplimentare pentru a arăta istoria acestor locuri așa cum a fost ea. Și fac o paranteză, am primit astăzi o poză în care am văzut mulți șimleani în care dictatorul Ceaușescu vizita orașul Șimleu. E, și perioada comunismului a fost o perioadă care a fost în istoria noastră. Și nu trebuie să, mă rog, să fiecare dintre noi să pozăm în mari oameni ai anumitor zone de
altor partide pentru faptul că fiecare moment a existat în istoria acestei țări, în istoria acestui oraș. Și eu, sincer, chiar m-am bucurat să văd oameni care atunci erau tineri din Șimleu, cu toate că, evident, era și familia dictatorială prezentă atunci, aici. Eu v-aș ruga pe toți care aveți, inclusiv poze vechi sau cu anumite momente din istoria acestui oraș, să faceți un act de caritate pentru ceilalți șimleoani care n-au acces la ele și să le puneți la dispoziție astfel încât tot ceea ce se prezintă aici să fie cât mai complex. Sigur, aș avea multe să vă spun. Vis-a-vis de cetatea Batorii, ghidul de mâine o să avem o întâlnire cu cei de la POR, lângă Baia Mare. Se pare că va fi scos ghidul undeva prin luna martie. Sperăm că în următoarele câteva luni vom reuși să depunem documentația, pentru că avem toată documentația pregătită. Sunt multe lucruri frumoase care se pot vedea în orașul nostru. Avem, nu știu, Mănăstirea Vic, avem Biserica de Lemn de la Cehei, avem zone care spun ceva, dar sunt și zone care încă, din păcate, n-am reușit să le facem. Și pentru simplu fapt și cel mai important lucru pentru mine, pentru care încă nu m-am săturat, deși mă uitam astăzi la o poză cum arătam în 2004, puțină diferență, este faptul că am pus tot sufletul în acest proiect al cetății Batorii și chiar aș vrea să duc până la sfârșit și sper că se va întâmpla acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc tuturor acelora care au contribuit pentru acest eveniment, nu în ultimul rând lui Daniel, care s-a descurcat singur, eu nu prea pățesc din asta, s-a descurcat singur, nu m-a stresat deloc, s-a descurcat singur și tot ce vedeți aici este datorită implicării lui. Și eu cred că am găsit o persoană, cu toate că de fiecare dată se găsesc persoane mult mai potrivite, eu cred că am avut noroc să găsim cea mai potrivită persoană pentru funcția de director al Centrului de Informare Turistică și eu îmi doresc ca la un moment dat să se gândească foarte serios să se mute în Șimleu. Este un om valoros, un om care s-a implicat în multe proiecte și se implică și din acest punct de vedere colaborarea noastră a fost de, nu știu, cred că de vreo 8 ani de zile. Acum este și o relație mai profesională, să spun așa, mai directă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, poate că am vorbit puțin mai mult, dar am vrut să fac această introducere și vă așteptăm de fiecare dată cu idei, cu lucruri la care s-ar putea să nici nu ne fi trecut prin cap, să nu ne fi gândit, pentru că noi așa, cel mai important lucru este ca noi să ne simțim bine în orașul nostru și în zona în care locuim și să ne facem un favor unul altuia, astfel încât lucrurile să fie cât mai bune și cât mai frumoase. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați implicat și tuturor celor care o să vă implicați. Și eu aș vrea să vă mulțumesc, domnule primar. Aș vrea să vă doresc mult succes și, în primul rând, sănătate pe viitor, să puteți să ajungeți, să vă îndepliniți toate proiectele pe care le aveți, nu doar cele de suflet, ci absolut toate pe care vi le-ați pus în plan. Vorbind despre poze vechi și despre amintiri, ceea ce vedeți că rulează o parte din pozele cu Șimleu sau cu diferite locații din Șimleul vechi, a fost poze pe care le-am primit în urma unui alt proiect din luna februarie. A revenit acasă membrul familiei Heinrich, o importantă familie de evrei, pentru că cu toții știm că Șimleul are o bază evreiască în istoria orașului. Iar această familie Heinrich a fost cea care a adus pentru prima dată o tipografie cu caractere ebraice în orașul din Șimleu. Mărturiile arhivistice ne spun că, de fapt, a fost dintre primele tipografii din Transilvania cu caractere ebraice. Ce s-a întâmplat în urma Holocaustului e că această familie a fost dezmembrată, o parte din membri au fost deportați la Auschwitz-Birkenau, s-au întors foarte puțini, au revenit acasă la Șimleu și au redeschis tipografia.
Iar o parte din pozele pe care am reușit să le recuperăm de la familia Heimlich, de la Yehuda Heimlich, fiul acelor supraviețuitori ai Holocaustului, veți vedea în materialul conceput pentru această seară specială de către colegul Paul Pastor. Sunt poze importante prin care ne dăm seama și vedem că lucrurile au evoluat în timp în orașul Șimleu Silvaniei. Și asta, bineînțeles, e datorită oamenilor care trăiesc aici, e datorită administrației care face ca lucrurile să se miște și este datorită nouă, prin implicarea noastră. Vorbeam înainte de unitate. Pentru a reuși să ajungi sau să duci un proiect la final, e nevoie de unitate și colaborare. Un gând special și o mulțumire se îndreaptă și către domnul viceprimar Bere, care împreună cu o elevă de-a dânsului a tradus în maghiară o bună parte din materiale. Materialele pentru limba poloneză sunt mai delicate și am încercat să găsim persoanele potrivite pentru a le traduce. Am apelat la un prieten care studiază în Polonia, de fapt la prietena lui pentru a traduce. Merge destul de greu, dar încercăm și promitem că în cel mai scurt timp vor fi adaptate și în limba poloneză. Tot și șimleoan, exact. De fapt, domnul primar știe foarte bine de relația creată în momentul în care ambasadorul Poloniei, Marek Stigeu, a vizitat Șimleu Silvaniei, a rămas profund impresionat de istoria și de legătura pe care familia Batorii, unul dintre cei mai importanți sau cei mai iubiți regi ai Poloniei, a creat această legătură dintre Șimleu Silvaniei și Polonia. Și pe baza aceasta sperăm ca și pe viitor să acționăm cu proiecte, idei și activități comune cu partea poloneză. Nu aș vrea să lungesc timpul pentru că, așa cum bine îi stă unui eveniment, spuneam, e un alt fel de eveniment și îmi doresc să fie un alt fel de eveniment în care să nu ne simțim constrânși de a sta doar unul lângă celălalt. Eu vreau ca acest eveniment să fie o interacțiune dintre noi. Ne-am gândit în această seară să vă invităm, în primul rând pentru a ne cunoaște, în primul rând pentru a împărtăși idei noi, pentru a discuta proiecte. Și văd o parte din oamenii cu care de la bun început, după ce am ajuns la acest centru, am interacționat. Aș vrea, pentru că e chiar în fața mea, domnul Groza, o personalitate a județului Sălaș. Nu o văd pe Laura Chirilă. Iarăși, am avut diferite momente în care am discutat proiecte și sperăm să se realizeze. Colegii de la Centrul de Informare din Zalău și mulți, mulți alții cu care sperăm să continuăm discuțiile și discuțiile să nu rămână doar la nivel de discuții, ci să se concretizeze. Încă o dată vă spun, tot ceea ce vedeți astăzi la nivel de organizare s-a făcut prin cooperare, colaborare și dialog. Partenerii noștri de la Cabana Brădet, de la Cramele de la Podgoria Silvania, de la Cramele Carastele, ca așa cum spuneam, de la Caselin, nu mai vine ca Pușcaș Alis și familia Cordiș, cu toții am gândit această seară, pe care vă dedicăm dumneavoastră. Iar ca să fac o paranteză, dimineața mă gândeam cum o să arborăm steagul dacă plouă. Dar am trecut pe la sinagogă, am pus mâna pe telefon, am dat un telefon unde trebuie și uitați că și timpul ține cu noi. Câteva lucruri înainte de a lăsa pe prietenii și colegii noștri de la Old Beat Band și Șimleu Silvaniei să ne cânte și să ne încânte. E momentul pentru Old Beat Band și Șimleu Silvaniei. Trei membri din această trupă, Marius Bob, solist vocal și chitară rece, Roli Boroș, clape și Nelu Ghetuță la acustică.
Eu i-am auzit cântând de multe ori și vă spun sincer, mi se face pielea găină când încep și am auzit și astăzi, am filmat un clipuleț mic pe care deja l-am postat pe Facebook, o să apară și pe pagina oficială a centrului, un mic clipuleț impresionant. Avem 15 minute de muzică bună, românească, e o seară de dragobete. Eu pot să vă spun doar atât, iubiți-vă mult și după 15 minute puteți să serviți din produsele tradiționale pregătite pe mese. Vă rog să vă simțiți bine, vă dăruim această seară deosebită. Mulțumesc! Vom încerca să cântăm puțină muzică folk. A fost surpriza, a fost pentru noi mai mare. Noi fiind trupă rock, când ne-a spus să cântăm folk, e ca și cum ai băga un șofer de tir să conducă un tico. Am încercat să cântăm folk, am cântat o piesă de la Nico Alifantis, iar dacă cânt cu accentul lui, cu râul lui, să știți că o fac din respect pentru el, pentru că îmi place mult Nico Alifantis. Thank you.
Mare mulțumesc vouă tuturor, să avem succes în tot ceea ce ne-am propus, iar acest centru de informare turistică din orașul Cipleul Silvaniei să reprezinte poarta de deschidere sau poarta deschisă spre turismul din județul Sălaș, iar împreună cu colegii noștri de la celelalte centre de informare turistică din Sălaș și de la celelalte instituții de promovare a turismului să reușim să îndeplinim, să ne îndeplinim ideile, visele și proiectele. Domnule primar, dați-mi voie să cinstesc și să închin cu dumneavoastră acest pahar de șampanie. Vă rugăm să luați din spate câte un pahar de șampanie și să spunem la mulți ani. La mulți ani nouă tuturor! Pentru cei din spate care n-au apucat să faceți fotografii, colegii mai din față o să vă dea, dacă doriți. La mulți ani tuturor!